găsit, sunt Veronica Rădulescu și vă prezint jurnalul Canal Sud. Astăzi, 28 noiembrie, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Călăraș, în cadrul căreia au fost decernate 7 titluri de cetățean de onoare. Se pare că am început deja luna sărbătorilor, în care și Consiliul Județean, ședința de Consiliu, devine mai festivă. Ca de fiecare dată, avem cetățeni de onoare a județului pe care îi știm, pe care i-am apreciat și apreciem, cei care s-au pus în slujba comunității noastre, indiferent dacă au făcut parte pe linie politică, administrativă, avem un domeniu sănătății, o premieră și de ce nu din punct de vedere cultural, dar și oameni de afaceri care au creat locuri de muncă și care au adus un plus județului Călăraș din acest punct de vedere. Astăzi, cred că personalitatea care a marcat Călărașul cu ceea ce se întâmplă astăzi și noi am preluat nu este altul nimeni decât Doru Ioan Tărăcilă. Îl invit lângă mine și să spun câteva cuvinte. Că a fost președinte al organizației Partidului Social Democrat, că a fost ministru, ca prefect, senator, vicepreședinte al Senatului. Activitatea încununată în slujba călărășenilor a fost una care putem să spunem că mi-a marcat și cariera mea de om politic. Și medalia de cetățean de onoare. Adrian Lascăr, arhitectul șef al județului. Domnul Lascăr, pentru activitatea pe care a făcut-o. Andrei Grama Florin. În numele județului Călăraș îți decernez titlul de cetățean de onoare pentru toate eforturile, pentru recunoașterea și că n-ai uitat Călărașul și călărășenii și ceea ce faci tu acum îi face mult mai bine, pentru că de 3 săptămâni de zile ești și șef de secție la cel mai vechi spital al țării românești, Spitalul Colțea. Felicitări, Florin, și se conferă cetățean de onoare domnului Nicolae Dragă, cetățean al județului Călăraș și cetățean care, putem să spunem, care a marcat mai mult municipiul Călăraș. Și comunele. Felicitări, domnule primar. Se conferă titlul de cetățean de onoare domnului Dumitru Ghiță. Se conferă cetățean de onoare domnului Chirea Nicolae. Felicitări! Se conferă titlul de cetățean de onoare al județului Călăraș domnului Gheorghe Ion. Felicitări, domnul Gheorghe, pentru activitatea pe care a făcut pentru Călăraș. Se înmulțesc cazurile cu minori care sparg mașini. 3 adolescenți din comuna Modelul, județul Călăraș, au fost surprinși de o femeie cu câteva fracțiuni de secundă înainte să spargă una dintre mașinile care le ieșise în cale. Ce căutați acolo? V-am auzit discutând aici. Spuneau ceva de genul, uite, dacă găsești, de exemplu, 1.500.000 de mine dai nouă și 500 îi iei tu. Și apoi auzim lucrul ăsta, normal, că am tata m-a așteptat puțin, dar mi-a fost frică să aștept mai mult, pentru că mi-era să nu deschidă și să-și apuce să fure ceva. A venit și echipa de la postul de poliție Modelul și au mers în sat și au prins pe strada Bumbacului, din câte am înțeles. Polițiștii din cadrul secției 1, Poliție Rurală Modelul, s-au sesizat din oficiu pentru prevenirea faptelor de natură penală și au identificat cei 3 minori. Totodată au discutat cu părinții celor în cauză, fiindu-le aduse la cunoștință prevederile legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Echipa lui Gheorghe Mihali a încheiat la egalitate scor 0-0 în deplasarea de la Înainte Modelul. Derbiul local, susținut sâmbătă 26 noiembrie, a contat pentru etapa a 14-a a Ligii a 3-a. Dunărea pierde un loc 6 în clasament, trecând pe locul 7 cu 18 puncte. Yeah!
Sâmbătă, 26 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției Române a oferit o declarație de presă susținută de directorul Direcției Arme Exploziv și Substanțe Periculoase. În cadrul activității au fost prezentate categoriile de articole pirotehnice prevăzute de legislație și măsurile luate în cadrul Planului Național Foc de Artificii. Mai multe detalii ne oferă colega mea Ioana Soare. Poliția Română a demarat la data de 21 noiembrie 2022 acțiunea națională Foc de Artificii, planul de acțiune desfășurându-se în perioada 21 noiembrie 2022-4 ianuarie 2023. Pentru evitarea implicării în evenimente neplăcute, Poliția Română recomandă cetățenilor următoarele. Achiziționarea articolelor pirotehnice doar de la persoane fizice și juridice autorizate, verificarea etichetei atunci când achiziționează articole pirotehnice și sesizarea poliției atunci când se suspectează vânzarea ilegală de articole pirotehnice. Află tot ce contează în Călăraș și nu numai. Privește Canal Sud TV. Citește Observator de Călăraș. Ascultă Radio Voce Scampii. Actualitate, divertisment, monden, reportaje. Privește, citește, ascultă. Fii informat. Canal Sud Media. Vineri 25 noiembrie a avut loc Topul Firmelor, ediția 29, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călăraș, care a marcat excelența în afaceri la nivelul județului nostru. Președintele Camerei, Marian Drăgan, un reper pentru mediul de afaceri călărășan, a premiat firmele care au performat anul trecut, realizând profit, investiții și care au menținut sau au creat noi locuri de muncă. Astfel de societăți contribuie la bugetul de stat și la bugetul local prin impozitele și taxele plătite. Ne simțim onorați să fim astăzi alături de dumneavoastră și suntem aici pentru că vă respectăm. Pentru că mediul privat, trebuie să spunem cu glas tare toți, pentru sunteți cei care duceți economia mai departe. Dacă nu existați dumneavoastră, dacă nu dumneavoastră duceți business-urile mai departe și greu încercate, cum se spunea, după 2 ani de pandemie, nu știu ce făceam noi, cei din administrație, pentru că dacă dumneavoastră creați locurile de muncă, pe noi ca și administrație ne degrevați pentru că nu mai avem probleme sociale. Sunt bucuros că astăzi se va premia excelența. Lucrurile sunt foarte diferit să le poată înțelege un om din administrație. Un om din administrație își primește salariu, indiferent de performanță. Un om din privat nu poate să-și plătească salariații și taxele și impozitele dacă nu-i performant. Și aici, cu toții, trebuie să înțelegeți că noi, administrația, că-i județean, că-i municipală, orășenească, sau că-i orice administrație comunală, trebuie să ajute agenții economici. Sunt multe de spus. Avem parlamentari prezenți, foști parlamentari. Cred un singur lucru, toți au marcat viața Călărașului. Cu mare dezamăgire spun un singur lucru. Nu știu cum să determinăm ca o inițiativă privată să ne aducă un economic mare la Călăraș și să mai revigoreze tot ce înseamnă o viață socială, o viață bună pentru cetățenii județului Călăraș și municipiului Călăraș. Vreau să vă spun că este una dintre puținele întâlniri care mă simt și eu alături de dumneavoastră așa cum sunt. Sunt un politician vremelnic, să spun, dar voi rămâne agent economic toată viața mea. Fac o meserie cu plăcere, avem niște rezultate, dar ce mă dezamăgește pe mine foarte tare este faptul că această familie agenților economici trebuia să fie cu mult mai mare într-un oraș așa de mic. Am să răspund domnului președinte Mândruțescu. Cred că fiecare dintre noi trebuie să contribuim pentru aceste firme și cred că fiecare dintre noi trebuie să ne punem pe cete asupra oamenilor care trebuie să rămână în această zonă a noastră, a Călărașului. Avem acum o oportunitate pe care trebuie să o valorificăm. Acest război s-ar putea ca să ne aducă avantaje. Avantaje care se numesc relocarea anumitor societăți, relocarea anumitor puncte economice
Și s-ar putea ca încă această zonă noastră să prezinte interes. Trebuie să ne gândim noi dacă putem să oferim acest interes acestor oameni din munci. Trebuie să ne gândim noi că acești oameni trebuie să rămână în țară și dacă pentru bani au plecat, tot cu bani trebuie să-i aducem înapoi în această țară. Mă bucur foarte tare că a crescut salariul. Mă bucur foarte tare că putem să oferim muncitorilor ceea ce trebuie să oferim. Dar nu vă supărați. Atâta vreme cât un bugetar are salariul mai mare decât al unui muncitor privat, acest stat nu va merge bine. Anual, mii de femei sunt abuzate. Statisticile referitoare la violența domestică sunt îngrijorătoare. Din lipsa unui loc sigur, acestea aleg să rămână lângă agresor. Proiectul Venus, împreună pentru o viață în siguranță, este alături de victimele violenței domestice. Acest proiect, bineînțeles, este în cadrul programului operațional Capital Uman, axa prioritar numărul 4 pentru incluziune socială și reducerea sărăciei și combaterea sărăciei și se adresează tuturor persoanelor care au trecut printr-o formă de violență în familie. Violența, așa cum știm toți și o putem înțelege, este de 8 tipuri, 8 forme, pornind de la violența verbală, violența emoțională, psihologică, violența sexuală, violența fizică, violența socială, violența economică, violența spirituală, violența cibernetică. Vorbim de hărțuirea în mediul online, hărțuire în care victima nu poate aduce foarte multe probe în sprijinul evidențierii acestei forme de violență. Ce, Doamne, ați ajutat prin acest proiect? Până la acest moment avem 70 de persoane pe care noi le-am identificat și le-am furnizat servicii în cadrul acestui proiect, însemnând servicii de consiliere vocațională pentru a le îndrepta și a le informa și a le acompania în obținerea unui loc de muncă sau în formare profesională sau reinserție socioprofesională acolo unde s-a identificat această nevoie. Trebuie să spunem că aceste victime și o parte dintre ele au fost, cazurile lor au fost operaționalizate în centrul maternal. De ce? Pentru că le-am securizat imediat. Vârstele copiilor, fiind foarte mici, le-am adus imediat în centrul maternal și le-am furnizat aici servicii. Trebuie să menționez faptul că avem în cadrul acestui proiect și ne mândrim cu acest lucru, o locuință protejată cu destinația aceasta pentru a asigura nevoile locative de suport și de susținere și de securizare a victimelor violenței domestice, victime însemnând femei cu mame cu unul sau maxim doi copii. Deci fiecare victimă poate trece prin această, da, locuință protejată unde va putea să rămână la noi timp de un an. În acest an, înseamnă pentru victime încurajarea din partea noastră și susținerea totală pe care o au pentru a face tranziția mai ușoară, așa cum v-am spus, către viața independentă pe care trebuie să o aibă fiecare și o viață normală, o viață fără frică, fără temeri, fără neliniști și să poată să, în primul rând, să aibă încredere în forțele proprii, să știe clar că poate depăși, să știe clar că există viață după violență. Din cauza prețurilor crescute la energia electrică și a nevoii de a face economie, a venit timpul să înlocuiți becurile vechi cu unele noi cu LED. Un aspect foarte important de ținut minte este acela că becurile LED trebuie folosite împreună cu corpuri de iluminat care oferă o soluție de a evapora cantitatea de căldură degajată. Mai multe informații ne oferă colega mea Crina Ene. Becurile cu LED consumă de aproximativ 10 ori mai puțin curent electric decât cele incandescente. Comparativ cu alte tipuri de becuri, cele cu LED nu conțin substanțe toxice precum plumbul sau mercurul. Becurile cu LED nu produc căldură în casă, iar astfel evitați pericolul unui incendiu. Becurile cu LED nu emit radiații ultraviolete periculoase pentru ochii celor dragi ție. Jurnalul Canal Sud se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube și să vă abonați la acesta pentru a fi la curent cu cele mai proaspete informații sau dacă sunteți martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți trimite imagini pe WhatsApp la numărul de telefon 0727 869 957. Un început de săptămână minunat vă doresc!